ziua, dragilor, și bine v-am regăsit într-o nouă ediție, așa, cu voie, cu multă voie bună, nu, Amalia? Pe la noi, duminica, fiecare duminică, începând cu ora 14:30, nu puteți decât să fiți alături de noi și să găsiți multă voie bună. Scuzați-mi vocea, o să mă chinui puțin să vorbesc astăzi, pentru că... Ce să zicem? Cine are mult de cântat? Cine umblă pe la evenimente, spectacole? I-a căzut vocea. Nu, cine vorbește acasă mult? Cine strigă acasă mult, pentru că atunci când vorbești, nu răgușești. Eu de ce? Uite, și eu vorbesc acasă. Am avut debit verbal. Trebuie să vedem dacă soția mea este răgușită. Toate soțiile răgușesc, spun eu. Câteodată, da. E sezonul răgușelilor și a... Amalia, astăzi nu trebuie să băgăm ziua în noapte. Of, și vreau să-ți cânt ceva, da. Avem multă muzică bună astăzi pentru telespectatorii noștri. Avem mulți invitați de seamă. Așa este. Și așa aș vrea să trecem repede la primul invitat. Da, cred că... și zicem așa. Trandafir de la Suceava, te-aș iubi, dar nu degeaba. Ia-o. Uite, cu vocea răgușită, vezi? Vocea răgușită, merge, așa, dar merge. Parcă știi chiar din film. Mă pricep? Da, sigur. Și aș vrea să trecem repede la primul nostru invitat care vine de departe și mulțumim din suflet că și-a făcut timp și pentru noi. Ciprian Petroaie, bine ai ajuns la Cluj! Bine v-am găsit, ziua bună, dragilor, și mă bucur că am ajuns la Cluj, la voi, la noi, duminica. Ați cântat minunat, da? O spune un profesor de muzică. Mulțumesc din suflet! Cu drag. Și nu mulți ardeleni pot cânta Moldova. Cred că știți asta. Da. Așa că ați cântat bine. Oh, mulțumesc! Mă bucur să fiu astăzi aici cu voi. Mulțumesc, Cosmin, pentru invitație. Nota 10 pentru Amalia, pentru felul în care ne-a cântat foarte bine. Și mie mi-a plăcut în grai. În grai. S-a chinuit ceva. Ai făcut repetiție astăzi, nu? Păi eu cânt și moldoviniești. Dacă un profesor de muzică ți-a dat nota 10, înseamnă că... Cum a fost drumul, Ciprian? Bun. Obositor, frumos. Așa? Obositor, dar frumos. Frumos. Totdeauna drumul spre Ardeal este frumos. Le-am promis telespectatorilor noștri că avem multă muzică bună pentru ei astăzi. De asta te-am și chemat pe tine astăzi, să le cânți, să-i încânți. Și bineînțeles să mai aflăm așa de la tine. Ce mai faci, cu ce te ocupi, cum îți merge cu activitatea de profesor, de dascăl, de știu eu... Activitatea. Nu știu, ești insurat, nu ești insurat, nu, o să aflăm noi pe parcursul emisiunii, o să aflăm, nu ne spune încă. Da? Așa că te invităm să ne cânți, ia uite, un cântec realizat împreună în colaborare cu Orchestra Lăutarii din Chișinău, La Români, eu să le cânt. Cu mama sub soare, să cânt vidor șalinari. Mi-o lăsat cu jurământ, la români eu să-i cânt, mă. M-o făcu mama sub soare, să cânt vidor șalinari. Mi-o lăsat cu jurământ, la români eu să-i cânt, mă. Din Banat la Chișinău, acolo e neamul meu, și-o-n fac și lungă cararii, până la Nistru-n departari. Din Banat la Chișinău, acolo e neamul meu, și-o-n fac și lungă cararii, până la Nistru-n departari. Casta hori de joc, șa-la-lai-la-lai-lai-la, și de dor și de noroc, șa-la-lai-lai-lai-lai-la. Scriu carda zi cu foc, ora să nu stea pe loc, mă. Așa mi-a fost scris în stele, să gânditor și de jăli. Să-i scriu carda zi cu foc, ora să nu stea pe loc, mă. Așa mi-a fost scris în stele, să gânditor și de jăli. Fă, Doamne, ziua mai mare, să s-aude la hotare, să cântăm cu fratele, să joace neamurile. Fă, Doamne, ziua mai mare, să s-aude la hotare, să cântăm cu fratele, să joace neamurile. Cine nu știa juca, șa-la-lai-la-lai-lai-la, să cânti cântarea mea, șa-la-lai-lai-lai-lai-la. Românului stă bine cu vin și pahari plini, se joace în veselie, să aibă viața bucurie.
românului stăbini, cu vin și pahari plini. Se joa și în veselie, să aibă viața bucurie. Om trăim, eu m-ajuta și cu fale ne-o purta, și la bine și la rău, ca așa este neamul meu. Om trăim, eu m-ajuta și cu fale ne-o purta, și la bine și la rău, ca așa este neamul meu. Ca așa ne este nouă bine, șa-la-la-la-la-la-la, să petreșim până mâini, șa-la-la-la-la-la-la-la. Noi mai fi pe lume, să ziceți că am cântat bine. Și apoi când îți asculta, se va plângă inima mă. Că noi mai fi pe lume, să ziceți că am cântat bine. Și apoi când îți asculta, se va plângă inima mă. Aș cânta tot mereu, greu ar fi sufletul meu, inima mi-ar zăbovi dacă-n viață n-aș hori. N-aș cânta tot mereu, greu ar fi sufletul meu, inima mi-ar zăbovi dacă-n viață n-aș hori. Cânticul și jocul nos, șa-la-lai-lai-lai-lai-la, fără ele nu am rost, șa-la-lai-lai-lai-lai-la. Fără fluier, fără scripcă, șa-la-lai-lai-lai-lai-la, viața îmi pare mai mică, șa-lai-lai-lai-lai-la. Ia uite, cu câtă voie bună, cu câtă voie bună am început emisiunea de astăzi alături de Ciprian Petroaie. Și cu câtă dăruire aș completa eu, pentru că din prima am văzut la tine așa, și pe ochi și pe mimică, se vede că tu cânți cu sufletul. Chiar ai spus și în cântec lucrul acesta. Așa, și așa am făcut-o mereu. Am cântat pentru oameni, în primul rând, și n-am cântat pentru bani. Cum am eu o vorbă, că dacă mergi să cânți cu plăcere, atunci și lumea te apreciază și poate nu avem atâta succes, dar parcă ești mai mulțumit. Ziua de azi, de unde cânti. Rar găsești pe cineva care să spună acest lucru, eu merg și de plăcere sau de plăcere. Bineînțeles că... Și de plăcere. Bineînțeles că fiecare sunt renumerați, dar... E un sentiment plăcut atunci când uiți de cât trebuie să iei. Din păcate, exact. Asta vreau să înțelegeți. Alții merg în primul rând pentru partea financiară, din păcate. Da. Exact, dar eu cred că așa cum spunea și Ciprian, atunci când faci lucrurile de plăcere și faci ceea ce îți place, cu siguranță o să vină și partea financiară. Așa, și nu simți oboseala. Nu simți oboseala. Da. Mai spuneam noi prin emisiunea noastră, fă ceea ce-ți place și nu o să trebuiască muncești să muncești niciodată. Da. Așa. Spune, Ciprian, de unde vii tu mai exact așa? Locul și data nașterii. Locul și data nașterii. Serial, talonul. Da. Actul de identitate. Vin din satul Drăgoiești, comuna Drăgoiești, județul Suceava. Acolo, de acolo sunt. Acolo este casa părintească, acolo locuiește și mama, acum eu locuiesc de 15 ani în Suceava, dar câteodată mai ajung și pe acasă, odată pe lună. Cu activități multe, da, prin Suceava, chiar vorbind la telefon mi-ai spus că acum găsești fereastra asta și portița asta să fugi la Cluj, că în rest ești cam plin de dimineața până seara. În rest am un program foarte aglomerat pentru că, nu știu cum să spun, poate așa au vrut Dumnezeu, sau poate așa am vrut și eu, că uneori Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în traiste și uneori noi ne-o facem cu mâna noastră și am ajuns să am un program un pic aglomerat, dar așa e o perioadă. Cu timpul mă mai eliberat. Dar din câte am înțeles, faci ceea ce îți place, adică te ocupi cu muzica de dimineața până seara. Cam așa. Și aș spune 26 din 24, că te trezești cu două ore mai devreme. Da, da. Da, pentru că sunt profesor la distanță mare, măricică din Suceava, undeva la 90 de kilometri. Doar că am luat acolo pentru că am luat mult mai multe ore decât este o catedră normală. Și am zis să rămân acolo pentru că am întâlnit niște copii frumoși, în primul rând, și în al doilea rând e un colectiv extraordinar de profesori. Și am niște colegi extraordinari acolo, cu care dimineața e o mai mare veselie când intru în cancelare și o mai mare bucurie când ajung la muncă. Și cea mai mare bucurie e să mergi la muncă de plăcere. La ce clase predai acolo? Predau de la clasa 5-a până la clasa 10-a, la tot ce înseamnă. Muzica. Da, și am clase, la gimnaziu am câte două pe serie, a 5-a, a 5-a B, a 6-a, a 6-a B.
La liceu am tot la fel câte două și mai am și într-o altă școală unde acolo am și clase de simultan și acolo e un pic mai complicat. Și agrează copiii cântecul popular? În ziua de azi e complicat. E complicat că nu prea mai ascultă, dar sunt. Sunt, dar puțin în zona aia. În alte zone din Bucovina noastră sunt copii mulți și cu mult potențial și ascultă foarte mult folclor. Dar în zona unde am ajuns eu, poate un pic mai puțin, dar sunt și acolo copii care ascultă muzică populară, dar acolo, surprinzător, sunt copii care fac instrument. Foarte mulți. Sunt foarte multe fete care fac vioară, sunt foarte mulți băieți care fac pian. Deci sunt foarte mulți instrumentiști. Asta e un lucru bun. Aș rămâne un pic pe subiectul ăsta, mai ales că vorbim cu un dascăl, deși tânăr, este dascăl. Oare ar putea face școala sau programa școlară mai mult în privința asta, ca să, știu eu, să insufle, să promoveze în rândul tinerilor? Este greu. La noi la Suceava... Și nu mă refer numai la muzică, ci la folclor și tradiție. Da, la noi la Suceava s-a încercat într-o perioadă să facă o așa numită școală de folclor. Este o prietenă mea, nu știu dacă vrea să-i dau numele sau nu, dar îți spun doar titlul. S-a încercat să facă o școală de folclor, dar a mers în unele zone, dar în unele zone nu a funcționat. Dar este greu ca în învățământul de stat să fie impus ca copiii să învețe folclor. Pentru că au influențe de la televizor, de pe TikTok, mai nou, Instagram. Și e greu să, ca ei să înțeleagă, în primul rând, cei mai micuți folclorul și după aia să-l promovezi în continuare. E o altă influență. Deci să înțelegem că ar trebui și statul român prin școală să-și facă o pagină de TikTok și să înceapă să promoveze de acolo. În primul rând, statul român acum sunt la televizor, dar eu nu sunt adept să fac politică. Aici nu facem politică. Da, în primul rând, statul român ar face un lucru bun dacă ar promova folclorul în general. Exact. Pentru că folclorul e, nu știu cum să mă exprim, identitatea noastră, ca și nație. O nație care nu mai are folclor, nu mai are nimic. Adică e singurul lucru pe care îl avem, folclorul și istoria. Că restul, toate trec și se schimbă și... Da, și uite-te, în programa școlară există istorie, da. Dar în programa școlară folclor nu există. Nu există. Și tradiția. Nu, există în muzică, dar un capitol și la unele clase. La unele clase. E adevărat. De asta suntem noi aici, Cosmin, să insuflăm folclor, da, tuturor și celor care ne urmăresc. Ne mândrim că facem lucrul ăsta și îl invităm pe Ciprian Petroaie să ne cânte în vale la Burdujeni. Burdujeni. Joacă fiate și fișori, stânga, dreapta, ușor, el o batută mărunță. În valii la Burdujeni, joacă fiate și fișori, stânga, dreapta, ușor, el o batută mărunță. Lelea mare și fundul, diri-diri-dam, diri-diri-da, era joacă singură de-o lună, rantai, diri-diri-da. Că badea toate saracul, diri-diri-dam, diri-diri-da, era o bău vin din la patru, rantai, diri-diri-da. Un, doi, trei, ușor, pe loc, zi dobari, zi cu foc, joc cu gospodarilor, bătuta flăcăilor. Din pătrămuț, joacă bătuta discult, salpâna franița vânt, ca să uite de urât. Peșorii din pătrămuț, joacă bătuta discult, salpâna franița vânt, ca să uite de urât. Cheuiți flăcă cu foc, diri-diri-da, diri-diri-da, era asta-i cântare de joc, rata-i diri-diri-da. Se făgăsesc fetișoare, diri-diri-da, diri-diri-da, era să mirez la suratoare, rata-i diri-diri-da. Un, doi, trei, ușor pe loc, zi de-o pare, zi cu foc, joc cu gospodarilor, bătuta flăcăilor. Ne-am găsit mândruț, când vrea una înăltuță, ușurică mijoșelă, ca frunza dintr-o scoță. Eu nu mi-am găsit mândruț, când vrea una înăltuță, ușurică mijoșelă, ca frunza dintr-o scoță. Și să facă lumea știi, diri-diri-dam, diri-diri-da, era cam iubit și-mi plac și mie, rantai, diri-diri-da. Și uite acum să găsesc, diri-diri-dam, diri-diri-da, era una ca să viețuiesc, rantai, diri-diri-da. Un, doi, trei, ușor pe loc, zi de-o bari, zi cu foc, joc cu gospodarilor, bătuta flăcăilor. Thank you.
așa, Babilii mor în orașe, atunci roșini mari și nu are asamănări. Dacă mai stau mult așa, Babilii mor în orașe, atunci roșini mari și nu are asamănări. Dar eu sfârșesc de fiel, diri-diri-dam, diri-diri-dai-ra, nu mă las mai șit în el, ram-tai, diri-diri-da. Găsesc una frumușică, diri-diri-dam, diri-diri-dai-ra, și la părinți singurii, ram-tai, diri-diri-da. Un, doi, trei, ușor pe loc, zi de-o bari, zi cu foc, jocul gospodarilor, bătut află că e lor. Un, doi, trei, ușor pe loc, zi de-o bari, zi cu foc, jocul gospodarilor, bătut află că e lor. Bravo, mai aveam antrenat puțin și ne ridicam. Deși am stat așezați pe scaune, să știi că ne-ai antrenat așa și deja și mie mi s-au... Mi-au apărut perlele mie de la emoții. Ție? Ai emoții? Am avut puțin. Acum nu le mai ai, gata. Încă un pic. Ce s-ar zice? Ești chiar obișnuit cu platourile de filmare, după cum știm. Da. Nu știu cât ești de obișnuit, dar îmi dăruiesc viața cam de aproape 15 ani pentru cântec. Și în 15 ani am cam fost. E o vechime. În multe locuri. 15 ani este. Da, la anul. Încă nu. La anul voi împlini 15 ani. Deci tu cânti de la vârstă destul de fragedă, să înțeleg. De la 15 ani. Mulți ani înainte. Am aflat și câți ani. Am aflat și eu cu... Ați calculat. Urt calcul matematic. Da. Să fii sănătos și mult succes. Mulțumesc. De acum înainte. Mulțumesc. Să dea Dumnezeu. Încă ești tânăr. Câți ani îți dorești tu pe scenă? Ia să te întreb eu, că le-am și promis telespectatorilor noștri că o să atingem subiectul ăsta. Însurat, neînsurat? A, da, de ce? După ce? Nu. De ce să fiu sau de ce? Da, nu sunt. De ce aș fi? Vrei să răgușească? Încă nu, încă nu. Nu sunt căsătorit, sunt împreună cu cineva, dar nu sunt încă căsătorit. Nici măcar planuri? Sau vrei prima dată să... Momentan las la voia Domnului. Se, când a fi ceasul... E bine, bine, atunci fi... fiare, dar tu ai zis că Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bag în traistă. Asta e drept, dar asta e drept, dar uneori trebuie să mai așteptăm un pic, pentru că atunci când avem... Bine, că asta o spun greșit eu, când sunt alte priorități, dar nu neapărat când sunt alte priorități, dar uneori întâi să ne vedem un pic de carieră, întâi să avem o siguranță și apoi să facem pasul ăsta, pentru că pentru că când vii copiii trebuie să vină într-un mediu liniștit, într-un mediu bun, să nu le lipsească nimic. Am ajuns zilele astea, pentru că pe vremea părinților noștri prima dată era așa să te pui la casa, adică să-ți iei nevastă și pe urmă să te pui la casa ta și să... Și într-un fel era mai bine, poate, pentru că oamenii erau mai curați și mai liniștiți și nu aveau atât stres. Ai drept. Și eu aș recomanda acest lucru, să nu te întinzi prea mult, să nu stai prea mult pe gânduri. Păi da, acum ajung dintr-o parte în alta. Am filmat săptămâna trecută și m-am întâlnit cu Angelica Flutur. O cunoașteți. Și apoi suntem prieteni foarte buni. Noi am rămas foarte buni prieteni de când eram mici. Și tot la fel, ea când m-a văzut, nici bine nu mă dusem jos din mașină, nu eram schimbat și ea la fel, dar când te însorci? Așa-s femeile. Dar numai, totdeauna te văd singur, dar când apuci să te însorci? Am zis, Angelica, na, când e timp? Na, dar ar trebui de acum. Dacă ajută Dumnezeu, nici la anul. Dacă ajută Dumnezeu, nici la anul, da. Na. Da. Adică am mai scapat una. Dacă mai stai în povești cu noi aici, eu îți spun că ai riscul să ajungi acasă și să o ceri. Te convinge, Cosmin. Dar să știi că și eu susțin lucrul ăsta. Bine, trecem la cântec. Și știu că m-am uitat un pic pe canalul tău de YouTube, acolo unde și telespectatorii noștri pot să-ți vadă activitate și poți să-ți dea acolo urmărire și să vedeți ce cântece frumoase și mai ales videoclipuri frumoase pe care Ciprian Petroaie le-a realizat. În continuare o să și urmărim unul dintre ele, Măriuță, Măriuță. Dar spui portiță să-mi dăim întreaguriță și-am diri-diri-diram, tam dirli-daira și-am luat leu caia bună să stau pe la ea o lună și-am diri-diri-diram.
Am ieșit azi pe portiță, sunt de iem în draguriță. Și-am diri-diri-diram, tam-dirli-daira. Și-am luat leu caia bună, să stau pe la ea o lună. Și-am diri-diri-diram. Măriuță, măriuță, am acasă o mândruță. Cum se vă-mpac pe amândouă, cu una-i veche și alta-i nouă. Și am pațit, trebuie să măr la spovidit. Și-am diri-diri-diram, tam-dirli-daira. Cu păcatul de la coastă s-o uita după fereastră. Și-am diri-diri-diram. Dan acas și am pațit, trebuie să măr la spovidit. Și-am diri-diri-diram, tam-dirli-daira. Cu păcatul de la coastă s-o uita după fereastră. Și-am diri-diri-diram. Măriuță, măriuță, am acasă o mândruță. Cum se vă-mpac pe-amândouă, cu una-i veche și alta-i nouă. Picararea de la moare, m-am gândit eu că asară. Și-am diri-diri-diram, tam-dirli-daira. Mi-am pierdut eu pălăria, dreptășură la Maria. Și-am diri-diri-diram. Picararea de la moare, m-am gândit eu că asară. Și-am diri-diri-diram, tam-dirli-daira. Mi-am pierdut eu pălăria, dreptășură la Maria. Și-am diri-diri-diram. Măriuță, măriuță, am acasă o mândruță. Cum se vă-mpac pe-amândouă, cu una-i veche și alta-i nouă. Am intrat în șerpi în șoapră, poate o găsesc odată. Și-am diri-diri-diram, tam-dirli-daira. Să nu mai afli femeia, că am umblat cu vorba și ea. Și-am diri-diri-diram. Și-am intrat în șerpi în șoapră, poate o găsesc odată. Și-am diri-diri-diram, tam-dirli-daira. Să nu mai afli femeia, că am umblat cu vorba și ea. Și-am diri-diri-diram. Da, Maria, șugubață, șete droșii la față. M-o băgat în tinda mare și mi-o dat o sărutare. Măriuță, măriuță, am acasă o mândruță. Cum se vă-mpac pe-amândouă, cu una-i veche și alta-i nouă. Asta-i hora în două părți, o joacă o aminități, mă. Dar și eu cu mândruța, până-n zi, o-i tot jucam, mă. Asta-i hora în două părți, o joacă o aminități, mă. Dar și eu cu mândruța, până-n zi, o-i tot jucam, mă. Și-n o gradă și la munte și-am diri-diri-dira. Ora asta-i tare mândră, ram-tai diri-diri-da. Bucuria omului și-am diri-diri-dira. Jocul sușeveanului, ram-tai diri-diri-da. Hai la joc, la joc, la joc! În ori noapte-l tine foc, mă! Hai, ha! Mândra mea e sușeveancă, cu grai de bucovineancă. Și-are ochii negreșori, dacă nu te fac să mori, mă. Mândra mea e sușeveancă, cu grai de bucovineancă. Și-are ochii negreșori, dacă nu te fac să mori, mă.
și n-o grade și la nunte și-am diri-diri-dira. Ora asta-i tare mândră-ram, tai diri-diri-da. Bucuria omului și-am diri-diri-dira. Jocul sușe veanului, ram, tai diri-diri-da. Păi diri-diri-dara, diri-diri-dara, diri-diri-dam, tai diri-diri-dara, 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 diri-diri-dam, tai diri-diri-da. Hai, într-un jocul lumii multe, să văză ca pe la nunte. Eu să cânt cu gura mea, voi frumos să-ți mai jucam, mă. Într-un jocul lumii multe, să văză ca pe la nunte. Eu să cânt cu gura mea, voi frumos să-ți mai jucam, mă. Și-n ograde și la nunte și-am diri-diri-dira. Ora asta-i tare mândră-ram, tai diri-diri-da. Bucuria omului și-am diri-diri-dira. Jocul sușe veanului, ram, tai diri-diri-da. Păi diri-diri-dara, diri-diri-dara, diri-diri-dam, tai diri-diri-dara, 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 diri-diri-dam, tai diri-diri-da. Hai la joc, la joc, la joc! Jocul suceveanului, Ciprian, un cântec foarte frumos, un videoclip pe măsură. Am ascultat înainte de publicitate și și am vizionat un videoclip care am înțeles că l-ai realizat nu de mult. Da. Măriuță. Cine-i Măriuța? Începem pe rând, da, să vorbim. Jocul suceveanului e făcut de multă vreme. Și consider eu cântecul ăla că e cântecul meu de suflet, pentru că l-am creat eu. Și atunci când ajunge un cântec de suflet, exact cum e al tău, cu bea o bere și încă o bere, așa că mai pot să cânt, încă mai rezist. Așa a fost și jocul suceveanului a meu, într-o perioadă să cânta la evenimente foarte des de toată lumea. Și lucrul ăsta m-a bucurat, pentru că atunci când îți cântă lumea un cântec, te simți împlinit. Așa. Acum este. A trecut vremea lui și apoi trebuie să scoatem alte cântici, alte că așa cântici. E vreme. Și cu Măriuța? Măriuța este ultimul cântec scos. Mai am încă vreo 5 pe lângă Măriuța, care nu am reușit încă să le trag din cauza timpului. Dar o să încerc încet, încet să reușesc să le registrez pe toate și să le scot în fața publicului. Măriuța e ultimul videoclip, are o poveste frumoasă, cred că telespectatorii și-au dat seama despre ce îi. E vorba de o măriuță care ia bărbatul cuiva. Și în cazul ăla sunt bărbatul eu. Lucruri lumești. Lucruri lumești. Da, care s-au întâmplat este un videoclip lume. Frumos. Este realizat frumos cu două domnișoare tinere din Vicovul de Sus. Și la începutul videoclipului este o domnișoară care are accentul chiar de acolo, de la mama lui, că noi, de exemplu, la Suceava nu vorbim așa ca ei. Ei au un accent diferit la Vicov și la Cașvana. Se spune că acolo au fost sate de ardeleni care au fugit din Ardeal și au venit în Bucovina. Și le-au rămas un pic de accent și l-au combinat cu ăla moldovenesc și au ieșit un accent al lor, care l-au numai acolo. Da, un videoclip frumos, cu poveste. Da. Felicitări! Mulțumesc! Da. Urmează să vedem un videoclip, mie mi se pare interesant, special. Și aș vrea să vorbim un pic despre asta, pentru că eu văzând acest cântec pe canalul tău de YouTube, am aflat, poate spre rușinea mea, că și mama ta cântă. Da. Mama a cântat și s-a reapucat de cântat când am început și eu. Pentru că ea a avut o pauză de undeva de 16 ani, în care nu a cântat deloc. Înainte de această pauză, mama a fost, nu știu cum să mă exprim, laureată la zeci de festivaluri, cum era pe vremea respectivă. A fost de 5 ori, o la Trofeul la Cântarea României, pe la Toamnă Buzoiană, a fost colegă, mă scuzați, Vocea, cum vorbim la început. S-a luat de la mine. A fost colegă cu Cristian Pomohaci, cu Constantin Enceanu, prin concursuri, pe vremea respectivă. Dar mama, în 93, a avut o ruptură și atunci drumul ei,
s-a despărțit din muzică, dar și-a făcut familie, am apărut eu, și-a făcut o carieră în învățământ, iar când am început eu să cânt, a reînceput și ea și de atunci am cântat împreună. După un an, mi se pare că, da, un an sau doi am făcut și primul duet, după aia am făcut primul album împreună și după aia am cântat împreună, cum cântăm și acum în zonă, în Bucovina, noi cântăm la spectacol împreună, Doina și Ciprian Petroi. A fost inițiativa mamei să revină pe scenă? Sau a fost dorința ta? Nu, atunci a fost un cumul de factori, că nu știu cum să mă exprim. Eu m-am dus să cânt pentru că aveam foarte mulți colegi care făceau la liceu de arte și ei cântau toată ziua, studiau, ba la țambal, ba la vioară, alții cu vocea. Și eu m-am luat după ei și am văzut că am o leacă de voce și am ajuns și eu să cânt. Mama, când a văzut că am început să cânt, a prins curaj. Și o zis că stai așa, că îmi fac și eu un cântec și apoi începem să cântăm. Și nu știu cum a decurs, că au fost 3 luni, 4 luni și a început și ea să cânte și eu să cânt și am plecat așa dintr-o dată. Ce bine! Da. Dar cum e să cânti alături de mama pe scenă? E frumos! E frumos! Nu știu cum... Simți acea siguranță sau, nu știu, îți dă emoții mai mari? Te simți în largul tău? Nu, mă simt în largul meu cum m-am simțit mereu și mie mai drag să cânt live decât în alte ipostaze. Dar cu mama e, nu știu, m-am, e și o obișnuință și un drag, îs cu ea. Și știu că mă simt fericit când o văd pe ea fericită. Când, de exemplu, când eu și mă duc la un spectacol și apoi vine cineva la mine și îmi spune vai, ci ai cântat la o nuntă și știu, și mama e așa bucuroasă și așa fericită și intră pe scenă și apoi îmi spune, uite ce frumos, uite așa. Ne bucurăm împreună. Ne bucurăm așa. Sunt lucruri și bune și rele. Știi ce observ aici și poate ceva inedit? Pentru că noi am avut povești cu mulți tineri artiști care au părinți cântăreți, artiști din generații mai înaintate. Și mulți au spus că au fost oarecum impulsionați de către părinții lor. Văd că aici este oarecum invers. Adică tu, prin dorința ta de a urca pe scenă, i-ai readus ei, da, și ei dorința de a cânta. Ei au avut o mare bucurie când am început eu să cânt. A fost, nu vă puteți imagina, pentru că ea, când eram eu mic, țin minte mereu că tot se ruga să dea Dumnezeu să eu să cânt. Eu nu cântam, că eu ascultam total alte genuri muzicale când eram mic, nici măcar nu vreau să mă îmbrac în popular. Țin minte, și asta e poveste amuzantă, toată lumea cred că am luat bătaie la tații noștri, Dumnezeu să-l odihnească pe tata, dar odată taică mi-a m-a bătut, pentru că n-am vrut să mă îmbrac în popular la o sărbare. Nu vreau. Și acum nu l-aș da jos, că mie mi-e mare dragul, aș dormi cu el. Dacă ați ști de câte ori am venit de la anunț... Am venit de la anunț. Am venit de la anunț, veneam dimineața de la anunț la 5-6, știți prea bine. Și nu mă mai schimbam. Dormeam așa, îmbrăcat de oboseală, dar mi-era drag. Ei, am vorbit atât de frumos despre mama ta, despre faptul că voi doi cântați și împreună și eu zic să și urmărim videoclipul alături de mama ta și, bineînțeles, alături de Orchestra Lăutarii din Chișinău. Hai cu veselie la omul de omenie, dar când cânte mamă bună, da uite lumea cum s-a adun, ram tai diri diri da. Cânt și eu băiatul meu, ram tai diri diri da. Cânti cu darul meu, ram tai diri diri da. Și uite acum împreună, ram tai diri diri da. Zicem la lumea și bună, ram tai diri diri da. Streașă-nă de la șerda, că am tai diri diri da. Am venit la voi cu drag, am tai diri diri da. Să cântăm din veselii, am tai diri diri da. La omigii omenii, am tai diri diri da. Lăutare să ne cânte cu
drag lumea să ne asculte, unii soarta ne-o purta, măi, cu drag lumii un cânta, ram tai diri diri da. Am venit cu drag la joc, ram tai diri diri da, cu tot neamul la un loc, ram tai diri diri da. Neamul meu e neam falos, ram tai diri diri da, la joc tari îndămânos, ram tai diri diri da. Streașină de la șerdac, ram tai diri diri da, am venit la voi cu drag, ram tai diri diri da. Să cântăm de veselie, ram tai diri diri da, la oameni de omenii, ram tai diri diri da. Cântăm lumii cu drag mult, măi, cu frață de piste prut, măi, cânti și de drag și dor, măi, eu pe placul românilor, ram tai diri diri da. În lumii cât-i umbla, ram tai diri diri da, să nu uiți de țara ta, ram tai diri diri da, să nu uiți de altă plai, ram tai diri diri da, Bucovină, colț de rai, ram tai diri diri da. Cine din la șerdac, ram tai diri diri da, am venit la voi cu drag, ram tai diri diri da. Să cântăm de veselie, ram tai diri diri da, la oameni de omenie, ram tai diri diri da. Unii pașii mor purta, măi, oi cânta cântarea mea, măi, dar unii pașii mor afla, măi, oi cânta cântarea ta, ram tai diri diri da. Cântă, cântă, scumpișor, ram tai diri diri da, că la lumii au fost dor, ram tai diri diri da. Să cântăm iar împreună, ram tai diri diri da, cânti și givoi bună, ram tai diri diri da. Streașină din la șerdac, ram tai diri diri da, am venit la voi cu drag, ram tai diri diri da. Să cântăm de veselie, ram tai diri diri da, la oamenii omenii, ram tai diri diri da. Streașină din la șerdac, ram tai diri diri da, am venit la voi cu drag, ram tai diri diri da. Să cântăm de veselie, ram tai diri diri da, la oamenii omenii, ram tai diri diri da. Revenim după acest videoclip, zic eu, sensibil. Vă felicit. Mama, da. O felicităm și pe doamna Doina. Și facem o invitație așa, prin intermediul televizorului. Tare mi-aș fi dorit să avem și pe mama aici alături de noi. O să încerc și o să o aduc aici. Așa. Acum, dacă tu ai intrat deja în familia Agro TV, o așteptăm cu mare drag și pe mama. Mare, mare drag și s-ar bucura foarte mult pentru că o știu și este dispusă să vină oriunde, doar că și la ea, cum e și la mine, timpul. Da, timpul ne bate pe toți. Dușman. Da, este adevărat. Dar ia spune-mi, atunci când erai mic, erai un băiat așa cu mințel sau mai făceai și năzbătii? Nu prea. Sau asta ar trebui să o întrebăm pe mama când vine. Pe mama când vine, cel mai sigur, dar nu prea am făcut eu năzbâte. Năzbâte am făcut când am mai crescut. Ești singur la părinți? Da, singur la părinți. Eu știu și de ce nu făceai tu multe năzbâte. Dacă pentru că n-ai vrut să îmbraci costumul popular, ai încasat-o. Tata era un tip mai dur, dar să știți că m-a iubit mult. Dar el era învățat un pic să fie tot în ordine, să cresc cu minte, să nu fac greșeli. Și de asta poate era un pic mai dur. Dar duritatea lui am realizat-o acum, când poate am crescut și am evoluat în domeniile mele și un pic am crescut la creier, cum spun eu, am realizat că avea dreptate. Avea dreptate. Și la rândul tău, poate o să-ți dorești să oferi cam aceeași educație și copiilor tăi, mă gândesc. Da. Da, la ce înseamnă sfaturi și la poate unele lucruri poate cu, au fost greșite, tehnici. Dar sau poate cu alte tehnici, cum ai spus tu. Da. Așa este. Și tot referitor la copilăria ta, tata cânta, oare? Sau avea legătură cu bunici? Nu avea nicio legătură. Mami, din partea mamei au cântat surorile ei, una dintre ele, Dumnezeu să o odihnească, a murit anul trecut. Și una încă trăiește, dar ele au cântat toate trei, de mici.
Acolo nu știu de la cine au moștenit, cred, bănuiesc de la bunica mea. Eu nu am prins-o pentru că tot la fel s-o ai dus. Prins niciun bunic? Am prins, doar pe tata mamei și bunicii din partea tatălui. I-am prins. Dar de la bunica mea cred că au moștenit ele talentul, dar știu cu siguranță că și din partea tatălui, bunica mea, Dumnezeu să o odihnească și pe ea, știu că când era tânără, era ansamblul Ciprian Porumbescu și asta e poveste reală. Și-a vrut să o copteze la ansamblu când era ea tânără. Dar așa a fost viața și n-a mers. Și nu s-a dus pe calea muzicii, dar avea voce și ea. Deci acum din ambele părți. Da, nu știu de la care au fost mai mulți și de la care mai puțin. Atunci era mult mai greu, mult mai erau greu. Alte, să, erau alte vremuri, timpuri. Alte vremuri. Timpuri. Și aș vrea să te întreb și de planurile tale de viitor. Parcă ne-ai spus, ne-ai spicuit, așa că mai ai ceva cântece în... Am multe cântece. Mai am încă vreo 5 de înregistrat, care nu le-am înregistrat niciodată. Mai am de tras cântece din cele vechi care ar trebui refăcută vocea și sper ca până la anul să-mi ajute bunul Dumnezeu să fac un album. Să reușesc. Deci am alte vizii. Primul album solo. Noi avem așa album, eu cu mama de acum 10 ani făcut, dar noi de atunci n-am mai făcut. Am scos doar cântece și doar am cântat. Deci ar fi cazul să îndemnăm pe telespectatorii noștri să se aboneze la canalul tău de YouTube. La canalul de YouTube, să-mi dea follow pe Instagram, pe Facebook, pe TikTok. Ești activ pe rețele? Da, în ultima perioadă am devenit. Pentru că am avut o perioadă în care nu prea băgam în seamă și a fost o greșeală. Noi încă n-am depășit faza asta. Încă n-am depășit faza asta. A fost o greșeală pentru că am realizat că unii care au pus preț pe tema asta au avut un start mai mare și eu, poate, care aveam într-o perioadă, cum să spuneam, mulți urmăritori, mulți like-uri pe Facebook, dacă la un moment dat am pus stop, atunci s-a pierdut, pentru că și omul, dacă nu vede ceva, își pierde interesul. Și postezi și tu așa ce faci pe parcursul zilei sau mai postez câte o story, dacă n-apuc. Da. Nu, postez de toate, cred că Cosmin știe. De toate pentru tot. O să dau și eu, o să te urmăresc și eu. Da, toate am avut plăcerea să ne întâlnim nu de mult la o altă televiziune și așa ne-am dat câte o urmărire acolo pe Instagram, pe Facebook și mai eram vedem. Eram obosiți amândoi, exact, din steaua. Vă plângeați amaru. Da, dar chiar mi plângeam amaru că la un moment dat m-am uitat la filmarea respectivă și ne-am văzut, eram într-un colț, așa, noi doi stăteam rezemați de o bancă, așa, ne gândeam la viață, ne gândeam cum să dormim. Și cât mai avem de stat, acolo. Da. Da. Na. Așa este. Și un așa că pentru că timpul ăsta zboară și să știi că și pentru noi este câteodată zboară frumos. Atunci când dușmanul frumos, nostru. Frumos. Pentru că suntem pe finalul intervenției tale cu părere de rău, dar invitația rămâne valabilă. Data viitoare vreau să vii cu mami. Tu îmi spui când. Asta e așa ca să te încarc. Asta și mai mult. Depinde de timp, cum am spus de la început, și depinde de mama. Deci nu, dar de fiecare dată fac o promisiune acum în fața voastră și a telespectatorilor, de fiecare dată când ajung la Cluj, o să vă dau telefon și o să vă spun: astăzi se filmează, că vreau să vin și eu la voi. Da. Și atunci o să vin. Nu, de asta, ca să nu pățesc și cu tine, cum pățesc cu mulți dintre colegii noștri, apoi pe mine nu m-ai mai chemat. Știi? A. Uite, tu îmi spui când vrei să vii. Așa și voi. Da. Așa. Ciprian, ne bucurăm nespus de mult că ai fost astăzi alături de noi. Îți mulțumim că ai bătut atâta drum, pentru că este un sacrificiu pentru tine să vii până la Cluj de la Suceava. Și mai ales că ai și tu activitățile tale. Da, dar nu este un sacrificiu. Când știu că vin și-s primit totdeauna cu brațele deschise și mereu când am fost la Cluj, indiferent de emisiunea la care am fost sau de filmările care s-au făcut în aer liber sau în interior, toată lumea m-a primit așa de frumos și mi-am întâlnit o grămadă de colegi cu care nu mă văzusem de mult și a fost o bucurie, așa că nu-i sacrificiu, e o bucurie. Ne bucurăm din suflet. Mulțumim din suflet. Îți dorim mult succes în cariera ta.
Mulțumesc, Dan. Și abia aștept să te reîntorci la Cluj. Stai, că n-am vorbim, ajuns la bucătărie. Da, să vorbim. Următoarea fază e în bucătărie la noi, în emisiune. Acum asta a fost așa de culinar. Acolo mă pricep. Asta a fost așa de cunoaștere. Sunt unii prieteni de-ai mei care tot îmi spun să merg. Este o emisiune la altă televiziune, poți să-i dau numele? Nu cred. O emisiune mare. De bucătărie. Atunci eu propun să mai rămâi la Cluj câteva zile, că eu n-am timp să gătesc și putem face un schimb de experiență. Dar putem face o emisiune și gătim așa, împreună. Așa, perfect. Ne luăm la revedere de la Ciprian Petroaie, dar nu înainte să ne cânte ușurel eu tot să șoc. O mare drag. Și foc ușurel eu tot să joc. Și-apoi când m-o-i satui, m-o-i apuca la doini. Scriculiță, zice foc ușurel eu tot să joc. Și-apoi când m-o-i satui, m-o-i apuca la doini. N-am mândruță, nici nu-mi pasă, că așa-i lumea de frumoasă. Când ușor, ușor pieței, ca moșnejii de copii. N-am mândruță, nici nu-mi pasă, că așa-i lumea de frumoasă. Când ușor, ușor pieței, ca moșnejii de copii. Când bătrânii ne-o învațați, joc frumos de pe-n-al sat. Bătrânească, bătrânească, de la Rada o-ți aleasă. Subi lângă noi, cu fete și cu flacăi, că bătrânii satului joacă mama focului. Hai subi lângă noi, cu fete și cu flacăi, că bătrânii satului joacă mama focului. Dar și noi nu ne-om lasa, bătrâneasca om juca. Leaganat și ușurel, ca frunza de troscoțel. Dar și noi nu ne-om lasa, bătrâneasca om juca. Leaganat și ușurel, ca frunza de troscoțel. Cam iar s-o îmbatat, s-apucă iar de jucat. Gheorghe cu Lelea Marie, leaganatea nu mai știe. Și ea disfete și-a mustă pe lângă noi, lângă un vrav de popușoi. Andrii o bau polier, că numai de și ea disfete și-a mustă pe lângă noi, lângă un vrav de popușoi. Ușor, el ușor, ușor, nu sta numai într-un chișor. Corădic ochilele când înșepea chiuie. Ușor, el ușor, ușor, nu sta numai într-un chișor. Corădic ochilele când înșepea chiuie. Hai și tu cu noi la joc, nu sta ca un poloboc. Să te vadă fetele, să te uite babile. Uite așa și tata meu, o ți rugă tot mai greu. O luat-o pe mamuca și-o jucat ușor cu ea.